Un bărbat, pompier la Smurd, și soția sa au fost găsiți morți în propria locuință. Colegii bărbatului au alertat familia după ce acesta nu a sosit la serviciu. O rudă i-a descoperit fără viață. Criminaliștii fac cercetări în toată zona. Bărbatul lucra la Smurd, iar soția sa era asistentă la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Aveau 38 și 32 de ani și se căsătoriseră anul trecut, în august. În momentul în care au fost găsiți, cei doi aveau răni grave la cap, posibil în urma unor lovituri cu un topor. Colegii pompierului s-au sesizat după ce acesta nu s-a prezentat la locul de muncă în dimineața zilei de 16 ianuarie. Pentru că nu răspundea la telefon, ei au luat legătura cu tatăl bărbatului ucis. O cumnată a mers la casa celor doi soți și a descoperit nenorocirea. Cei doi zăceau fără suflare în dormitorul de la etaj, scrie presa brașoveană. Întreaga zonă este acum cercetată de polițiștii criminaliști sosiți la fața locului. Potrivit presei locale, ar exista și un suspect, o rudă a bărbatului ucis, iar crima s-ar fi produs după o ceartă în familie. Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov coordonează ancheta în acest caz, relatează Digi24.ro.